Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la Super E-News, emisiunea în care vă aducem cele mai fresh știri din eSports și cele mai respectabile cote pe care puteți paria. Așa cum am făcut și săptămâna trecută, vom începe cu rezultatele de la Arema. Am aflat primele patru echipe europene de la PGL Antwerp 2022. Heroic, Big, FaZe și Navi au ocupat primele patru locuri din grupa A la Aremarul European. Heroic s-a calificat din pole position după ce au înregistrat scorul de 3-0 în Aremar. La fel au făcut-o și Big, care au reușit să învingă echipe precum FaZe și Virtus Pro. Poziția a treia a fost ocupată de FaZe, care spre surprinderea nimănui s-au calificat la Major, deci încă un pas în direcția potrivită pentru campioana de la IEM Katowice și SL Pro League. Poziția a patra era ultima, care oferea un slot direct la Major, iar lupta pentru aceasta a fost cât se poate de încinsă. Navi au reușit să treacă peste FaZe în meciul decisiv după un 2-0 clar, 16-10 pe Inferno și 16-8 pe Mirage. Nice 2K from him, can't manage the frag versus Simple, and it is now Simple's chance to clutch. Zorte coming in from Banana, fake plant. Another, as he tries to elicit that peek. Well, it's understood where he's coming from. 20 seconds, Simple waits. Oh, that's just... killer instinct. În grupa B, lucrurile au fost și mai surprinzătoare. Copenhagen Flames, echipa care a avut performanțe destul de inconsistente în 2022, a reușit să se califice de pe primul loc la Major. Înregistrând scorul de 3-0, aceștia au trecut fără emoții de Sprout și Sinners, însă momentul cheie a venit pentru calificare în victoria cu 2-0 împotriva celor de la NiP. They're moving in. Yabby's still here. They don't know about him. They haven't seen him yet. Flash goes in. 1v3, but it's a little disjointed. They're waiting for this short player to move in to join up with them. S-Tag finally in with the rest of the pack. No way. He's going to start to creep no up. Way. Oh my god. Oh, that's the bomb. It just goes down. They look like they want to play around it, but it all lines up for Yabby. Oh my goodness. The stars align. Copenhagen Flames somehow win that round. Pe locul 2 s-au calificat cei de la Players. Sau să le zic Gambit. Sau să le zic Cloud9. Vedeți un pic mai încolo în episod despre ce e vorba. NIP și ENS completează podiumul echipelor care se califică direct la Major. Pentru NIP e o performanță destul de bună, având în vedere că rezultatele lor au fost așa și așa în ultima perioadă. Faptul că se califică direct la Major îi scutește de emoțiile unui alt turneu de calificare. Acest lucru e valabil și pentru ENS, care continuă traiectoria ascendentă pe care au început-o la SL Pro League, unde au ajuns în finală. După câștigarea grupei de Aremar, se pare că danezii de la Heroic se pregătesc și de alte lucruri mari. Organizația a achiziționat un slot de partener în circuitul Blast Premier. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Heroic vor beneficia de prezența automată la turneele Blast și că vor sări peste calificările pe care erau obișnuiți să le joace. Una caldă, una rece la mutările făcute de organizații. Mad Lions au anunțat că renunță complet la proiectul echipei de CSGO. Mad Lions au activat în scena de CSGO încă din anul 2017, deși prezența pe care au avut-o până în 2019 a fost mai degrabă locală, limitându-se la zona iberică. În 2019, odată cu vânzarea organizației către Overactive Media și fuzionarea acesteia cu Splice, Mad Lions au început să participe și la evenimente din scena internațională. Aceștia s-au axat pe dezvoltarea jucătorilor tineri și, chiar dacă n-au rupt gura târgului la capitolul rezultate, echipa avea destui urmăritori și era apreciată. Din păcate, acest capitol al organizației a fost închis, iar rosterul de 6 jucători plus antrenor a fost pus pe lista de transferuri. Continuând cu una caldă, una rece, a venit timpul să ne încălzim din nou pentru că cei de la Cloud9 vor reveni în CSGO. Organizația nord-americană a anunțat faptul că în sfârșit au cumpărat jucători și că sunt gata de o revenire spectaculoasă. Cloud9 au achiziționat rosterul celor de la Gambit, care au jucat la Aremar sub numele de Players. Acestora nu le-a fost permis să reprezinte organizația Gambit nici în cadrul SL Pro League, nici la Aremarul pentru PGL Antwerp 2022, din cauza legăturilor pe care le are organizația rusă cu oligarhul rus, Alisher Usmanov. Așadar, o decizie de win-win pentru toată lumea. Gambit scapă de un roster care nu putea să-i reprezinte, Cloud9 câștigă o echipă de top 5 mondial, iar jucătorii și antrenorul scapă de stigma și problemele pe care le-au întâmpinat din cauza asocierii cu organizația rusă. Cloud9 ieșiseră din scena de CSGO în martie 2021, la vremea respectivă motivând această decizie prin faptul că nu și-au putut aduce echipa în SUA din cauza COVID-19. Nici noul roster nu știm 100% sigur de unde va activa și dacă își vor desfășura acțiunile în Europa sau America de Nord.
Săptămâna trecută s-au terminat campionatele continentale la League of Legends. Dacă acum două săptămâni vă povesteam despre G2 și cum au câștigat aceștia campionatul european, acum e momentul să vedem și ce s-a întâmplat în LPL și LCS. În campionatul Chinei, RNG și-au recuperat coroana. Organizația de tradiție, care activează din 2015, a reușit să urce din nou pe culmile gloriei și să-și adjudece titlul de campioană a Chinei. Aceștia s-au impus cu 3-2 împotriva rivalilor de la Top eSports într-o finală foarte spectaculoasă. Solar Flare onto Jackie. Love gets the Featherstorm, flashes behind his support. Mark there, and the feathers find everyone! Knight slams down Xiaohu on the wrong side of the player's bin, frozen up. Jackie Love also, so does Mark. Bin gets the Gnar ulti, and Garla's here to clean up! Knight turns golden, but he just buys seconds! Garla with another! În LCS, campionatul nord-american de League of Legends, am avut parte de o victorie istorică a celor de la Evil Geniuses. Într-o manieră similară cu cei de la G2, Evil Geniuses au câștigat turneul din lower bracket, având meciuri în care au arătat foarte bine, în special în semifinale, unde AD Carry-ul celor de la EG ne-a șocat cu acest play incredibil. EG, Danny's on his way! There's so many low health members, but team, look what they do! Time for Danny. 2v5 is possible. I mean, you're not going to start the Baron, but you might get a team fight. He's going to shoot! You're kidding me! Centauri fights early! Kill number one! Here comes kill number two! Danny's in for number three! First door! The King of Pentagon! Oh my god! You gotta be kidding me! What was that? Danny with the most incredible play I have seen! Stolen Baron! 2v5 Penta! Colby, can you believe it? După ce în semifinale s-au descotorosit de super team-ul celor de la Liquid cu 3-0, Evil Geniuses erau în formă de zile mari, iar în finala LCS nu au avut nicio problemă în a învinge 100 Thieves, tot cu 3-0. O performanță istorică pentru organizația nord-americană, care a intrat în LCS în urmă cu 3 ani. La vremea respectivă, EG anunțau că au lucrat la un plan pe 3 ani, care speră să le aducă succes din punct de vedere competitiv. Iată că au trecut 3 ani și succesul a venit. Acest lucru e îmbucurător și pentru fanii League of Legends români, pentru că avem un coach român în cadrul organizației Evil Geniuses. Bun, acum că s-au terminat toate campionatele de League of Legends, Riot Games au anunțat grupele pentru MSI, adică Mid-Season Invitational, în care campioanele din 11 regiuni se vor bate pentru titlul de campioană a sezonului de primăvară. Evident, America de Nord și Europa au picat în aceeași grupă, iar G2 și Evil Geniuses se vor lupta pentru un loc în play-off. Evenimentul va avea loc în Coreea de Sud, în Busan, și va putea fi urmărit începând cu data de 10 mai. Săptămâna trecută s-a terminat și Masters-ul de Valorant de la Reykjavik, unde americanii de la Optic Gaming au reușit să învingă pe brazilienii de la Loud în marea finală. O victorie rară în e-sportul internațional pentru regiunea nord-americană, dar o surpriză binevenită pentru toată lumea. Crashes as well. He found another. Yay! Found Panagana. And now it's just Les in a 1v2. But Time, they're going to close this down fast. And Les, he gets one of the way. But Time, I don't know if they've got enough time on this. I don't think they do at this point. I think he's got it. No way. Yay? Yeah, he's got it. Yay? Are you kidding me? You cannot use the green wall against Optic. Faptul că americanii pun mare preț pe Valorant ne arată încă o dată că se prefigurează un veritabil război teritorial între titlurile de tip Tactical FPS. În Europa, CSGO-ul e la putere, cu o scenă care pe zi ce trece devine din ce în ce mai mare și mai profitabilă. În schimb, după cum am putut observa la turneele din acest an, americanii nu o duc deloc bine pe scena internațională de CS. Însă, de cealaltă parte a Atlanticului, s-au făcut investiții majore în Valorant. Fel și fel de organizații și-au construit echipe puternice și au investit bani serioși în șansa de a face performanță pe scena internațională. Câteodată avem și vești inedite în eSports. De data asta e vorba de Emmanuel Macron, recent reales în funcție de președinte al Franței. Acesta a promis în campania electorală că vrea ca Franța să fie centrul eSports-ului mondial și că în 2024 ar vrea ca următoarele evenimente să aibă loc în țara sa. The International de la Dota, campionatul mondial de League of Legends și un major pentru CSGO. Concret, Macron vrea ca cele mai importante turnee din lume să aibă loc în Franța. Sincer, deloc surprinzător, având în vedere atmosfera pe care o produc fanii francezi.
Pentru că niciun episod din Super Inius nu e complet fără bilete, v-am pregătit ceva frumos și pentru săptămâna asta. Un bilet standard pentru oamenii cu frică de Dumnezeu, care vor să joace ceva mai safe. Și bineînțeles, un bilet mai agresiv, mai riscant, dar cu potențial mai mare de câștig. Dacă vreți să rămâneți la curent cu toate biletele noastre, dați un download la aplicația Superbet, accesați secțiunea Super Social și urmăriți pagina eSports. Cam atât pentru episodul de săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe și, până data viitoare, rămâneți pe Superbet România!